Spitalul județean de urgență Slatina va avea de la sfârșitul anului, începutul anului viitor, remene. Investiția se ridică la peste 60 de miliarde de lei vechi, ceea ce reprezintă achiziționarea remeneului, dar și reabilitarea zonei unde acesta va funcționa. Aducerea aparatului de rezonanță magnetică nucleară la cea mai mare unitate sanitară din județ îi scutește pe oltenii care au nevoie de această investigație, de drumurile la Craiova, Pitești sau București, dar și de costurile extrem de mari ale acestei proceduri în clinici private. În ceea ce privește dotarea cu aparatură medicală, ultima procedură de achiziție este legată de achiziționarea unui RMN. În prelungirea unității de primiri urgențe, se reabilitează tot spațiul de la parter adiacent locației unde va fi amplasat rmn Deci la începutul anului viitor spitalul va avea și un RMN performant. În acest moment, Spitalul Județean de Urgență Slatina deține două tomografe, unul ce deservește unitatea de primiri urgențe, iar celălalt secțiile clinice din cadrul unității sanitare. Achiziționarea unui remene vine ca o necesitate și asta dacă ținem cont de numărul mare de pacienți care trebuiau să meargă către alte spitale din țară sau la clinicile private.